Circulația trenurilor pe întreaga rețea feroviară se desfășoară în condiții de iarnă, iar din cauza temperaturilor scăzute înregistrate la nivel național, garniturile pot ajunge la destinație cu întârzieri cuprinse în medie între 30 și 60 de minute. Pe rețeaua feroviară interoperabilă nu sunt linii de cale ferată închise, însă din cauza condițiilor meteo, personalul feroviar verifică componentele infrastructurii, șinema, cazuri, linii de contact, în stație și în linie curentă, astfel încât să se intervină și să se remedieze orice posibilă defecțiune tehnică. În jurul amiezii s-au înregistrat și câteva probleme pe relația trenului Interregio București-Nord-Vatra Dornei. Din cauza temperaturilor foarte scăzute înregistrate în cursul acestei dimineți, s-a înregistrat pe relația Frasin-Molid un deranjament tehnic la pantograful locomotivei trenului Interregio 1653, care circulă pe relația București-Nord-Vatra Dornei. A fost necesară intervenția cu personal specializat, dar și cu o drezină pantograf pentru verificarea și remedierea deranjamentului la linia de contact. S-a asigurat de asemenea și o locomotivă de ajutor, astfel încât trenul să-și poată continua călătoria până la destinație. Din păcate, din cauza acestor operațiuni de intervenție și alte patru trenuri au mai înregistrat întârzieri în grafic. În acest moment ele sunt deja în circulație, dar vor ajunge la destinație cu întârziere de cuprinsă între 80 și chiar 200 de minute. Este vorba despre trenul Interregio 1838 care face legătura între Timișoara Nord și Iași. În cursul acestei zile avem rugămintea ca fiecare pasager înainte de a pleca la drum să se informeze despre posibilele întârzieri înregistrate în grafic, despre posibilele modificări în orele de sosire sau de plecare a trenurilor. Toate aceste informații le pot găsi pe site-ul operatorului național www.cfrecălător.ro sau pe site-ul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR sau www.cfr.ro. Pasagerii care doresc să renunțe la călătorie vor primi la cerere contravaloarea biletelor pentru parcursul neefectuat.